persoană care transporta și vindea droguri în cluburile de noapte din Moldova a fost reținută de polițiști. În urma perghezițiilor, ofițerii de la antidrog au depistat peste 1500 de pastile ecstasy, cântare electronice, telefoane mobile, dar și bani. Pastilele ajungeau în Moldova prin poștă, iar comanda drogurilor se făcea de pe website-urile producătorilor și ale magazinelor online din Olanda. Valoarea totală a drogurilor se ridică la aproximativ 300 de mii de lei, un comprimat fiind vândut cu 150-200 de lei. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată în instanță, el ar putea sta la închisoare până la 15 ani. Începând din 2016 și până în prezent, au fost descoperite mai multe colete care erau transmise din străinătate în Republica Moldova sau viceversa prin poștă. Doar în acest an au fost sechestrate peste 3.000 de pastile ecstasy care urmau să ajungă în cluburile de noapte din Moldova și colete poștale.